sus în picioare. Avem o crescătorie de cai de rasă și ne-am gândit că dacă tot avem un obiect de activitate, creșterea animalelor, plante și turism, să luăm și un amăr de căluț, să-l punem pe picioare și să fie bine pentru el. Medicii veterinari spun că iapa se va reface cât de curând. Se văd semne că se reface. În continuare, marile funcții sunt bune, mănâncă, bea, îl obosește foarte mult statul în picioare. Pentru cel de-al doilea cal salvat de Realitatea TV se caută stăpân. Acestuia i s-a făcut o radiografie și s-a constatat că are o fractură de menisc și probleme la tendoane. Leul continuă să piardă teren în față.